concert pe care îl organizăm după cel din luna decembrie anului trecut și cu cine puteam noi să organizăm concertul de început de an decât cu colaboratorii noștri de la Remember Enescu, de la Fundația Remember Enescu. Iar sunt aici la o serie de tineri de la diverse școli de muzică, de la licee, de la școli gimnaziale, de la universitate, este vorba de Universitatea Națională de Artă George Enescu din Iași, de la Colegiul George Enescu din București, de la Colegiul George Apostol din Palcău, din fericire, e o scăpare la noastră în acest program, nu apare liceul, dar o să facem în așa fel, sigur, încât o să vă trimitem un exemplar complet. Și sigur, de la școala gimnazială din de arte Nene Bănița din toți aceștia s-au strâns, ca de obicei, în jurul doamnei profesoare. Domnia sa este președinta fundației, încă din momentul înființării. Ea este cea care reușește să adune acești tineri extrem de talentați de la nivelul întregii țări și când spun de la nivelul întregii țări, să înțelegeți că, spre exemplu, luna martie, doamna împreună cu copiii a avut spectacole, mă rog, concert la Brăila, la Sibiu, la Mâlnat și săptămâna viitoare va merge la Cluj. Și asta este numai pentru luna martie. Practic, lucrurile se repetă în fiecare lună. Doamna adună cei mai buni copii din țară și, sigur, împreună cu ceilalți organizatori, le dau o mână de ajutor acestor tineri pentru a se forma în atât de frumoasa și nobila profesie de muzician. Și astăzi, cu siguranță, o să avem parte de un recital deosebit. Dar despre acest recital și, sigur, de ceilalți implicați în acest spectacol și mă gândesc aici la acei profesori care vor acompania, ca de altfel și la profesorii care pregătesc acest tineri, o să vă spun mai multe lucruri din doamna profesoară. Anul acesta, fundația noastră împlinește 20 de ani de activitate. Este o dată aniversară, o dată un an festiv pentru noi. Și pentru prima dată organizăm concursul internațional Remember Enescu pentru secțiunea vioară, așa cum a fost prea acum, dar am amplificat, am adăugat și alte două secțiuni, secțiunea de pian și secțiunea canto. Deci avem venit responsabilități, dar și un volum foarte mare și sperăm cu ocazia acestor evenimente. În paralel cu toate aceste concursurile ale noastre, evenimente importante, sunt și alte proiecte pe care le urmărim acum și încercăm să le finalizăm, pe totdeauna trebuie să finalizăm cu mult înainte de termenul desfășurării. Iată cu domnul profesor Andrei Noriu, care este lector universitar, doctor la Universitatea George Enescu din Iași. Suntem pe cale și cu colaboratorii de la București, organizăm și festivalul acesta cu care a fost prezent și aici la dumneavoastră, de urmele lui Enescu. Urmărim pașii maestrului Enescu, acolo unde a fost prezent și acolo unde a concertat. Deci, această prezență a maestrului Enescu le urmărim în spații convenționale și neconvenționale, pentru că cu această ocazie, noi am descoperit și foarte, foarte multe locuri de pe unde maestrul a trecut, unde a avut o influență frumoasă și bună în cadrul instituțiilor respective. Sigur, o să vă povestesc mai mult când o să ne reîntâlnim de tema aceasta. Și, sigur, acolo unde maestrul a cântat și a dus vibrația și mesajul artistic urban, celor care au avut nevoie de el. Acum mă gândesc la cei răniți care au avut binecuvântarea maestrului prin muzică. Revenim la concertul nostru de astăzi, care se încadrează într-un normal de desfășurare în cadrul Festivalului Național de Remember Enescu și unde participarea este și de data asta meritorie, interesantă și variată. Mulțumim!
și pe această ocazie și nu o să încerc niciodată să avem puțin pentru cadrul pe care, de desfășurare pe care îl avem noi aici, cu ocazia acestor recitaluri ale noastre, pentru grija și atenția cu care suntem înconjurați și de domnul director Mircea Mamalaite, dar și de toți cei care fac parte din echipa de coordonare a muzeului, într-un fel, să spun, direct și poate chiar și indirect, dar sunt mereu prezenți în noi și în desfășurarea recitalurilor noastre. Deci, încă o dată, mult de mulțumim și acesta poate că este și un motiv pentru care venirea noastră aici este și pentru noi toți o mare bucurie și plăcere. Și mai ales că aici vă simt mereu aproape și întotdeauna prezenți, deja știu care este publicul nostru de la Bernat și mă bucur să vă regăsesc mereu cu sănătate, cu voie bună și cu timp și cu disponibilitate de a fi alături de noi în continuare și față de acești tineri cu atenția îndreptată spre pașilor mici și frumoși, dar siguri, pe care îi fac pe linia desăvârșirii artistice. Așa cum ei o pot raporta și profesorii lor o pot raporta la vârsta și dezvoltarea lor. Iată că, așa ca un semn de recunoștință și bucurie de a ne reîntâlni, am pregătit și pentru astăzi un recital foarte frumos, pe care îl dăruim, îl dăruim și maestrului Georgenescu ca un romanț continuu pe care l-avem în suflet și în gând, îl dăruim primării și să primiți cu plăcere și să fiți cu atât cât se poate alături de noi și de acești tineri. Iată deschizătorul de recital, care este de fapt de o violență, deci începem recitalul nostru cu o piesă foarte frumoasă, melodioasă, foarte accesibilă, binevenită pentru aceste începuri. Este violonista de aici, de la dumneavoastră, Maria Alessia Banu, care va interpreta scenele de Charles de Pedro.
lui Emilian Rusu Domitevici și vom asculta piesa intitulată De doi de Iuberi Feliciano și un bar spaniol, Santiago de Cornet. Thank you.
asculta partea întâi și a doua din sonata, dintr-o sonată anume, de Georg Friedrich Händel, pianistul Emilian Rusu Domichevici și sora lui Monica Rusu Domichevici. Thank you.
și acum a venit cu un program foarte, foarte frumos, așa, care să, nu aș spune să ne surprindă, dar și care să ne emoționeze. Pentru că, dincolo de Preludiu și Fugă în solul nord, din Caietul 1 de Johann Sebastian Bach, o piesă de o nume profunzime și sobrietate, urmează să ascultăm și Fantezia în fa minor, opus 49, de Frédéric Chopin. Și știu eu că mai este și o surpriză, așa, din partea lui Matei, o să vă ne spună el, o să ne transmită el. Să urmărim evoluția pianistului Matei Lăbunț.
continuare, voi prezenta un studiu tampo de Sergei Rachmaninov. Aria questa o quella
din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi și apoi lucrarea Corin Gratto de Tardillo. Alături de tenorul Silviu Stratulat, iată, este pianist, asistent universitar doctor Raluca Amariei. Thank you.
asculta aria Ombra mai fu din opera Xerxes de Georg Friedrich Händel și apoi o altă arie, a doua arie, Le Vaudor din opera Faust de Charles Gounod. Iată, deci acesta este programul pe care ni-l propune basul Octavian Ionescu împreună cu pianista Raluca Amariei. Thank you.
ultimul număr din programul nostru de astăzi. Este vorba de fagotistul Mihai Panaite, care ne va prezenta concertul pentru fagot și pian. De data aceasta, el este gândit de Antonio Vivaldi pentru fagot și orchestră, sigur, în do major. Alături de fagotistul Mihai Panaite este pianistul, lector universitar, doctor Andrei Enoiu.